Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze și El să-ți dăruiască multă, multă sănătate și să putem trece cu bine peste această perioadă. Vreau să vă spun că noaptea asta am avut două vise. Unul dintre ele, dintre cele două, a fost foarte ciudat. Nu cred că aș face niciodată după cum am visat. Dar eu am să vă spun ambele vise și dacă se găsește, cum și data trecută la visul pe care l-am avut, data trecută, acel cu diamant, dacă vă amintiți, mi-ați spus mi multe interpretări și încă aștept. Erau două surori care au spus că se vor ruga și îmi vor uh, uh, da tălmăcire. Dacă este cineva care poate să mi dea tălmăcire, Domnul să te binecuvinteze. Se făcea că. Se făcea că dau sarmale cum ar fi. Doar eu și Dumnezeu știe, știe doar doar eu și Dumnezeu știm cumva uh, înțelegerea pe care eu o am cu Dumnezeu. Desigur. Visele pot veni din mulțimea gândurilor, pot veni de la diavolul sau pot veni chiar de la Dumnezeu. Deși nu m-am gândit uh, niciun pic, adică mă rog lui Dumnezeu în privința aceasta, dar au fost două vise unul după celălalt. M-am trezit pe la 3 dimineața, le-am notat și eu <coughs> de obicei când mă trezesc noaptea și uh, Primesc visul, îl notez că dimineața se întâmplă să uit. E, uh, ambele vise nu le-am uitat, le țin minte foarte bine și am să vi le spun și vouă. Și așa cum am spus, dacă este cineva care poate să-mi dea tălmăcire, Dumnezeu să vă binecuvintez. Deși unul îmi este un pic clar. Se făcea că am ajuns în casa, uh, deci eu vorbeam cu o fată de ceva timp și... M-am dus, dus la tatăl ei să o cer, să o cer de nevastă. M-am dus zic, să zic să-mi dați fata. Ea mai avea o soră care era mai mică și soră să știa motivul pentru care eu am venit acolo, dar când am ajuns în casă puțin m-am intimidat, mi-era rușine, nu știu ce era cu mine și trăgeam de timp. M-am dus în baie, pierdeam vremea pe acolo. Și sora sa venea asta mică, venea și bătea tot timpul la ușă. Hai, 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 vino, nu știu ce, hai, vino, 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 hai că te așteaptă tata, vino să vorbești cu el. Ea știa pentru ce am venit acolo și eu știam. Și fata cu care vorbeam, deși n-am văzut-o. Pe sora sa am văzut-o, dar pe ea n-am văzut-o. Ciudat a fost că în momentul în care ea m-a luat de mână și zice, hai, hai că te așteaptă tata. Și am urcat undeva sus la etaj. Și se făcea că etajul acesta era nu știu, în două ape, dar cumva așa e uh, etajul, etajul. era ca o terasă mare uh, la etaj, da? Și acoperișul nu era așa cum sunt la toate casele de obicei. Era așa un acoperiș. Ciudat. Și uh, erau niște geamuri de sticlă care se ridicau în sus cumva și tot. Uh, tot etajul devenea ca și o terasă și era, erau deschise geamurile astea. Și acum eu stăteam și vorbeam, n-am apucat să vorbesc prea multe cu el, că am văzut undeva de sus, se vedea, fiind undeva la înălțime, se vedea uh, foarte frumos peisajul afară, era o priveliște foarte frumoasă. Și am văzut de departe că au început să vină niște nori negri. Norii ăștia veneau spre noi. Deasupra norilor se vedea că nu era nimic. Deci nu știu, era așa ca și cum ar veni acum un nor negru și vine deasupra mea. Un nor așa de ploaie, cum sunt norii de... Și au venit deasupra casei. Și cum a venit deasupra casei, a dat un toi de ploaie. Acum eu mă chinuiam, m-am dus repede să trag de geamurile alea să le închid, că ele se închideau la mijloc și cumva apa venea pe ei și se scurgea afară, nu știu cum. În <coughs> timp ce trăgeam de geamurile alea să nu mai plouă, să nu intre apa înăuntru. A apărut frate meu -mi lângă mine, Cornel. Nu știu de unde, nu știu cum, și m-a ajutat și el. Am tras geamurile, le-am închis. Și s-a terminat, s-a terminat visul. Știu că era în flașcă. Ăsta <coughs> a fost primul. Și al doilea a fost foarte ciudat. Nu cred că se va întâmpla asta. Asta nu e imposibil. Al doilea vis se făcea că eram în Dubai și am plecat cu un băiat, eram cu un român și el mi-a zis, vină cu mine că îți recomand, eu știu că trebuia să-mi cumpăr o mașină, trebuia să-mi schimb mașina. Și el îmi spune, vină cu mine, nu mergem în Europa, zici, aici sunt numai mașini cum sunt, zici eu te duc eu și îți arăt eu ce mașină să-ți cumperi. M-a dus la o mașină, o căruță de bani, nu vorbesc suma, că deci, era o, o mașină de lux, un motor de temei motorul. Și el mi-a arătat o și zice: "Asta este mașina potrivită pentru tine." Mașina arăta foarte bine, este foarte luxoasă. Am căutat-o pe internet și am și găsit-o exact așa cum am văzut-o în film, în un vis. În interior avea un crem de la foarte deschis, de piele, toată era luxoasă și pe exterior era tot un, un albastru dar foarte, foarte deschis. Așa ceva în vis se făcea că am și suma de bani. Dar era o sumă... prei, deci ar trebui să muncesc, nu știu, 30 de ani. Poate, sau nu 30 de ani. Dar oricum, foarte mulți ani ar fi trebuit să muncesc să pot să iau mașina. Dar eu aveam bani și mașina aia trebuia să o cumpăr. <laughs> și de asta spun, asta nu știu dacă e... Asta sigur este din mulțimea gândurilor. Deși nu m-am gândit, sunt mulțumit deocamdată cu mașina pe care o am. Dacă este cineva care poate să-mi dea o tălmăcire, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Asta știu că visul poate să vină din mulțimea gândurilor, poate veni din partea vrăjmașului sau poate veni din partea lui Dumnezeu. Mie personal Dumnezeu mi-a vorbit de foarte multe ori prin vis, Uh, am o agendă în care îmi notez toate visele, și uh, foarte multe decizii deciziile am luat în urma călăuzirii pe care Dumnezeu mi-a dat-o și descoperirilor pe care Dumnezeu mi le-a făcut prin vis. Și a fost un moment în viața mea când poate o să vorbesc, dar nu acum. Când va fi timpul să vorbesc? Când a fost pentru prima oară în viața mea când m-am îndoit că Dumnezeu mi-a vorbit. A fost pentru prima dată în viața mea. Îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc vocea lui, iubesc pe cei ce se încred în Dumnezeu, îmi place părtășia, iubesc închinarea, iubesc rugăciunea, iubesc cuvântul lui Dumnezeu și, deși a fost un moment în viața mea în care am spus, Doamne, oare tu ai vorbit? Deși au fost niște lucruri care s-au împlinit, au fost niște chestii pe care le-am cerut din partea lui Dumnezeu, niște semne, niște rugăciuni, niște... au fost niște chestii care numai Dumnezeu ar fi putut să le împlinească, să le facă. Ăla a fost momentul în care eu m-am îndoit că Dumnezeu mi-ar fi vorbit în momentul respectiv. Dar, când va fi timpul, am să vă povestesc și despre asta. Dragii mei, până atunci, nu uitați că tot ce face să faceți din dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, dăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Daniel Popescu, iar noi ne vedem cu ajutorul lui Dumnezeu mâine la un nou episod.